Prețurile mediale ale alimentelor de bază din marile lanțuri comerciale au scăzut cu valori de până la 34% în contextul aplicării prevederilor ordonanței privind plafonarea adaosurilor comerciale. Potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței, comparativ cu prețurile medii din luna iunie, la 1 august, cele mai mari reduceri aplicate de marile lanțuri de retail s-au înregistrat la fructe și legume. Prețul strugurilor a înregistrat o scădere medie de aproape 34%, fiind urmat de prune, al căror preț a scăzut cu circa 30% și 40% cartofi cu 28,4%. Reduceri de preț s-au înregistrat și la carne cu până la 12,1%, în timp ce prețul mediu al lactatelor a înregistrat o scădere de până la 12,3%. Celelalte produse care se regăsesc în coșul de bază, precum pâinea, uleiul, ouăle, zahărul și mălaiul, au înregistrat și ele reduceri de preț.